Preotul acuzat de agresiune sexuală a fost reținut. Este vorba despre Visarion Alexa. Conform mesajul.ro, potrivit unor surse judiciare, este vorba despre preotul Visarion Alexa de la Biserica Pogorârea Sfântului Duh, Sfântul Nicolae Militari. Acesta ar fi agresat femeia la spovedanie, notează știrpesurse.ro. În urmă cu o lună, femeia în vârstă de 37 de ani a mers la poliție și a depus o plângere împotriva părintelui Visarion Alexa. Tânăra le-a povestit polițiștilor că în timp unei spovedanii, părintele ar fi încercat să o agreseze sexual. Astăzi, părintele a fost audiat de polițiști și reținut pentru 24 de ore sub acuzația de agresiune sexuală. Potrivit unor surse, în fața anchetatorilor, preotul a recunoscut acuzația, anunță Antena3.ro. În data de 17 august 2020, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, secția 20, au fost sesizați prin plângere de către o femeie despre faptul că un bărbat în vârstă de 46 de ani ar fi agresat-o sexual, informează Poliția Capitalei. Polițiștii au demarat investigațiile, iar ulterior, în data de 16 septembrie anul curent, bănuitul a fost condus la sediul subunității pentru audieri. În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut pe o perioadă de 24 de ore, urmând a fi prezentat instanței cu propunere legală. Activitatea polițiștilor a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul secției 20 Poliție. Sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală. Preotul Visarion Alexa era cunoscut prin aparițiile sale publice la radio și TV, dar și prin comentariile sale de pe rețelele de socializare, relatează mesajul.ro.